etape. Vedem meciul dintre Chindia Târgoviște și Hermannstadt. La ce să ne așteptăm aici, Teo? Pentru că pare a fi unul dintre derbiurile rundei, ținând cont de cei doi jucători. Într-adevăr, este unul dintre cele mai importante meciuri ale zilei. Din păcate, vom avea doar rezumatul partidei. Doi jucători incredibili la cele două echipe. Doi dintre cei mai buni jucători de FIFA din România se întâlnesc în acest duel al titanilor. 4-2-3-1 pentru Andu, iar Marius Bucur va juca în 4-2-2-2. Formula sa preferată. Vedem ce poate oferi în această partidă Marius Bucur. Am spus-o și ieri, este favoritul competiției din punctul meu de vedere la ceea ce a arătat până acum. Va fi FIFA la cel mai înalt nivel. Avem ce învăța de la acești doi jucători, cu toții cei care jucăm FIFA 20. Acum este un atac pozițional al lui Andu de Beriuch. Este un șut foarte bun. 1-0, Adrian Bălan. Iarăși gol după gol marcat de Adrian Bălan. 1-0, gol foarte important în prima repriză. Și era marcat două goluri spectaculoase Alexandru Rădulescu cu Adrian Bălan. Iată că o face și astăzi. Dumitriu, încă un atac pozițional. Bebeliu scoate Popescu. Stim Popescu, fostul portar al lui Dinamo. Final de primă repriză, la pauză, 1-0 pentru Hermannstadt. Iată că în prima repriză Marius Bucur a fost redus la tăcere. Nu a avut nicio situație importantă. Să vedem cum va arăta partea a doua. Alexandru Rădulescu până acum incredibil din punct de vedere defensiv. 4-0 etapa trecută. Îl vedem și acum ținându-l pe Marius Bucur la distanță, fără șut pe poartă. Și se vede cât de bun sunt acești jucători. Vedem passing accuracy-ul, acuratețea paselor, 95%. Sunt foarte exacti amândoi. Da, și practic, din ce ne uităm pe scoruri, doar un singur gol deocamdată primit de către Alexandru Rădulescu. Dar să vedem acest atac cu Debeliuc. Bălan din întoarcere, aproape de 2-0. Și în continuare Hermannstadt domină această partidă. Debeliuc bine de balon, întoarce. Cât de bine joacă Alexandru Rădulescu, cât de bine și așează fiecare atac pozițional. Aici o minge pierdută. Vedem dacă Marius Bucur poate profita. Șerban, bună pasa pentru Rapidul Iameogo. Intră în careu Iameogo. Aproape de 1-1. Avea multiple opțiuni, putea să paseze, avea 3 coechipieri, dar decide să șuteze. Puțin egoist acolo, este un nou șut foarte bun și vedem modificări. Probabil Marius Bucur vrea să schimbe ceva în finalul de meci și vedem aceeași tactică defensivă a lui Alexandru Rădulescu pe finalul de meci. 4-2-3-1, amândoi mijlocași laterali trimiși în defensivă și va ataca cu Bălan și Dumitriu pe finalul de meci. Sunt convins că Marius Bucur mai are cuvinte de spus în această partidă. Nu cred că se va lăsa chiar așa și are experiența necesară să poată egala chiar dacă a avut puține șanse până acum. Schimbări și de o parte și de cealaltă în așezările tehnico-tactice. A 4-2-3-1 te poate ajuta mult și pe zonă centrală, să închizi mai mult și în centru, nu doar în lateral. Sunt două variații de 4-2-3-1, acesta este variația defensivă și vor fi Debeliuc cu Bălan până la urmă în atacul celor de la Hermannstadt. Romario Pires, Adrian Bălan, șut pe lângă poartă, o nouă ratare, șuturi trimise pe lângă poartă de Bălan și este ultimul minut, ultima șansă pentru Marius Bucur să egaleze. Florea către Iameogo, ce ratare uriașă, aproape să obțină un punct într-un meci infernal Marius Bucur, dar șutul se duce pe lângă poartă și se încheie 1-0 pentru Hermannstadt. Foarte bine reprezentat Sibiul în această competiție de Alexandru Rădulescu. Iată-l cu maximum de puncte alături de Viitorul Constanța. Vedem raportul posesiei, dar la raportul șuturilor Hermannstadt a avut mai multe. O victorie meritată, aș spune, pentru Alexandru Rădulescu.